Cei care au vizitat în weekendul recent încheiat târâul de iarnă de la Deva, care se desfășoară pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean din reședința de județ, au avut parte de surprize extrem de plăcute. Pe lângă deliciile culinare specifice perioadei de Crăciun și îmbrăcăminte de iarnă, devenii au avut parte și de colinde, oferite cu drag de muzicieni cunoscuți care au fost încântați să poată evolua pe scenă chiar și în această perioadă dificilă pe care o traversăm. Cu mare bucurie putem spune că participăm acest eveniment. Felicitări pentru cei care organizează evenimentul într-o perioadă interesantă, putem spune. Sigur că, fiind o lună dedicată colindelor, pe lângă programul medieval, avem făcute special pentru această perioadă și câteva colinde autentice, colinde care vin, știu eu, cu sute de ani în urmă, de acolo sunt. Sunt colinde care multe din ele nu s-au ascultat până acum, toate cântate cu instrumente medievale. Sunetul este extraordinar, deosebit, pentru că încearcă să imite și să realizeze atmosfera celor cântări din vremurile care au trecut de mult. Numeroasa asistență prezentă la sfârșitul săptămânii trecute a putut asculta colinde tradiționale interpretate în mod inedit și nu puțini au fost cei care au cântat alături de cei de pe scenă. Merge Lina la fântână, Daliana-i fată d'albă, cu două cârcege în mână, Daliana-i fată d'albă, cu două cârcege-n mână. Găsi apa tulburată, Daliana-i fată d'albă, de voinici înconjurată. Daliana-i fată d'albă, de voinici înconjurată. Bineînțeles că nu puteau lipsi nici dansurile populare tradiționale românești, oferite cu mare profesionalism de cei de la ansamblul Silvan al Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva. Artiștii prezenți pe scena târgului de iarnă din reședința de județ, manifestare organizată de primăria și Consiliul Local Deva, precum și Centrul Cultural Drăgan Muntean din localitate, invită publicul să le fie alături și în zilele următoare, promițând spectacole pe cinste. Ansamblul Silvana aduce și în acest an în fața publicului frumoase obiceiuri de iarnă și un spectacol care sperăm să ajungă la inimile publicului devean. Am pregătit în acest an colinde, obiceiuri de iarnă din județul Hunedoara și dansuri populare. Mulțumim pentru sprijinul acordat Primăriei Municipiului Deva și Centrului Cultural Drăgan Muntean. Totodată vă invităm toată luna decembrie și pe tot parcursul târgului de iarnă să vă bucurați de frumoasele spectacole organizate. Organizatorii târgului de iarnă de la Deva propun pentru zilele viitoare momente artistice variate, programul care va începe la ora 18 fiind următorul. Astăzi, 20 decembrie, concert susținut de corurile Orfeu, Lira și Arlechino, precum și de ansamblul Românașul ale Liceului de Arte Sigismund Toduță din Deva. Apoi, Mihaela și Ciprian Istrate și Ceterașii de pe Câmpie și Old Dixieland The Band. Marți, 21 decembrie. Concert susținut de corul Anastasis al Catedralei Adormirea Maicii Domnului din Deva. Apoi, spectacol de colinde susținut de Dubașii de la Brănișca, Bogdan Toma, Mariana Suciu, Alin Ienciu, Ana Teodora Anuțoiu, grupul de colindători din Ținutul Pădurenilor Ciulpăz. Seara va fi încheiată de Eva, Gianina și Gianni Vlad alături de formația Germisara. Miercuri, 22 decembrie. Spectacol
spectacol folcloric susținut de Cristian Fodor, Ciprian Roman, Ovidiu Olari, Valentin Crainic și Nicolae Flaviu Cristian. Apoi colindătorii corvinilor, Adriana Ștefan, Aida Busuioc, Răzvan Mihonesc, George Pârvan, Bianca Sârb, Florin Nan, Teodora Larisa Petruț, Costi Deoanca, Ovidiu Pâs, Anca Mihăilă, Amalia Crișan, Cristina Drăgulescu, Cosmin Gheban, Ovidiu Nechita. Joi 23 decembrie, începând cu ora 18, concert susținut de Gabriel Cândia and Band, Gino Band și Mihai Trăistariu. Târgul de iarnă de la Deva va fi deschis până în data de 9 ianuarie 2022, orarul de funcționare al acestuia fiind zilnic între orele 10 și 21.